Lui, al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul. Prin mila și ajutorul lui Dumnezeu am ajuns și suntem aici împreună și este o mare bucurie să aducem lauda și închinarea noastră lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc două versete, unul din Evanghelia de astăzi, l-a mai citit și fratele Sile. Mă voi scula, mă voi duce la Tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Capitolul 15, versetul 18. Și aș vrea să citesc și versetul 10. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Înainte de a spune, de a împărtăși împreună cu dumneavoastră câteva cuvinte, aș vrea să citesc o poezie foarte frumoasă. O nu-ți fie teamă de ziua de mâine, că ziua ea însăși de ea va îngriji. Primește-ți merindea de apă și pâine din mâna aceea ce-ți dă încă o zi. O nu-ți fie teamă de iarna geroasă, ci fie-ți credința cu mult mai de preț. Acel ce are grijă ca iarba să crească, purtava de grijă nici tu să nu îngheți. O nu-ți fie teamă de sfânta lucrare, că ea va fi înfrântă de cruci și de spini. Acel ce a făcut-o, acel care o are, va ști să o păzească de colții haini. O nu-ți fie teamă de moarte vreodată, tu, cel care în slujba vieții te-ai pus. Minunea va face lumina deodată, e viu și puternic și veșnic Iisus. Minunea va face lumina deodată, e viu și puternic și veșnic Iisus. Amin. S-a vorbit la Evanghelia aceasta așa de frumos. Aici vedem marea dragoste și bunătatea lui Dumnezeu pentru oricare păcătos care se întoarce la El. Atâta bunătate are Domnul nostru și atâta dragoste pentru oricine se pocăiește și se întoarce de pe căile pierzării. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Calea cea rea a fiului pierdut a început în clipa când a rupt legătura cu Tatăl. Poți să fii în casa lui Dumnezeu un fiu pierdut. În momentul când ai rupt legătura cu Tatăl, ești un fiu pierdut. Poți să mergi la biserică, poți să mergi la adunare o viață întreagă. Dacă ai pierdut legătura cu Tatăl, cu Dumnezeu, ești un fiu pierdut. Pe fiul din Evanghelia aceasta l-a oprit în loc suferința și poate mulți dintre noi ne-am întors la Dumnezeu atunci când a venit suferința în viața noastră. Într-o Evanghelie ne vorbește Domnul Iisus despre vindecarea unui orb. Orbul acesta a fost vindecat într-un mod deosebit. A vindecat mai mulți orbi, dar la orbul acesta ne spune că Domnul Iisus a atins de el, dar n-a văzut bine. Îi vedea pe oameni ca niște uriași, ca niște copaci înalți. Și atunci Domnul Iisus a trebuit să se mai atingă o dată de el. Așa a trebuit și la mine. Domnul Iisus s-a mai atins o dată. Și a venit nu cu susurul cel blând, a venit cu nuiaua lui și a venit cu încercarea. Și slavă Domnului că mai avem încercări pe pământul acesta.
Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. O hotărâre extraordinară. Să iei o hotărâre, să te întorci la Dumnezeu, să schimbi viața și să începi o viață trăită cu El, care merge până dincolo în veșnicie. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Dar numai hotărârea nu ajunge. Și merge mai departe. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Așa așteaptă Dumnezeu pe oricare. În inima lui dorește să-l caute pe el. Și aș vrea să mă duc mai departe. Ce să învățăm noi de la fiul acesta? Precum eram și noi odată niște fii rătăciți. Aș vrea să privim un lucru foarte important. Că mulți oameni așteaptă sau poate spun că vor să se facă buni și după aia să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă așa cum ești, cu multele tale greșeale, cu multele tale păcate. Întâi vedem pe fiul cel pierdut, că a plecat acasă așa cum era. Era zdrențăros, era flămând, era slab, nu aștepta să-și facă ceva haine sau să se îngrașe, nu. El a plecat așa cum era. Nu a luat nimic. Dar eu mă gândesc că totuși a luat ceva. Lacrimile și rugăciunea pe care le plănuise să le spună înaintea tatălui. Tată, am greșit împotriva cerului și împotriva ta. Fă și tu așa. Pleacă așa cum ești și caută-L pe Domnul nostru Iisus. Nu aștepta mai întâi să te faci bun și după aceea să-L cauți pe El, că nu o să reușești niciodată. A doua oară vedem pe fiul cel pierdut. Pe drumul întoarcerii n-a luat cu el năravurile cele rele. Nu. N-a luat nici cărțile de joc, n-a luat nici băuturile, nimic. El a făcut un stânga împrejur, o schimbare totală a vieții lui și s-a întors acasă. Așa este și cu întoarcerea noastră. Să ne întoarcem la Dumnezeu așa cum suntem. Asta nu înseamnă că putem să ne întoarcem la Dumnezeu cu sticla de băutură, cu țigările. Nu. Hotărârea de a-L urma pe Dumnezeu înseamnă multă renunțare. Să nu credeți că este ușor, dar pot totul în Hristos care mă întărește. Vreau să vă mărturisesc că și eu am fost un fumător și mai și beam. Dar în momentul când am zis până aici, atunci s-a terminat totul. Am luat țigările, le-am rupt, le-am aruncat în foc. Pentru că oricâtă plăcere poate să-ți ofere lumea aceasta, îți oferă pentru o clipă, pe când ceea ce îți dă Dumnezeu este veșnic. Să rugăm pe Dumnezeu să-și reverse harul și binecuvântarea sa și Duhul Său cel Sfânt în viețile noastre, să ne umple cu dragostea Lui și cu iubirea Lui, care merge până dincolo în veșnicie. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.